Bună, fetelor! Bine ați venit la Beauty Buzz, show-ul în care testăm produse, vorbim despre skincare, vorbim despre make-up și învățăm împreună cum să folosim produsele de machiaj, astfel încât să ne punem în evidență trăsăturile noastre cele mai frumoase. Eu sunt Alexandra Radu, sunt make-up artist profesionist și astăzi m-am decis să parcurg împreună cu voi pașii corecți pentru a obține un make-up pe care să-l puteți purta poate la masa de Paște sau la un garden party, în orice caz un make-up văzut în lumină naturală de oamenii cu care o să vă înconjurați, deci un make-up care trebuie să aibă un aspect general light și plăcut. Vom începe machiajul cu primul pas și cel mai important, demachierea și pregătirea tenului pentru machiaj. Pentru că Diana are un ten sensibil, voi folosi produse hipoalergenice, produse special create pentru tenul sensibil. În continuare vom folosi o bază de make-up, respectiv un produs de hidratare, îl vom aplica cu degetele. Următorul pas, fondul de ten. Voi folosi astăzi un produs minunat de la Yves Saint Laurent, fondul de ten rezistent All Hours. Voi aplica fondul de ten folosind o pensulă și voi combina tehnica cu un burețel. Un aspect important, dar pe care probabil deja îl știți, când folosim pensule pentru aplicarea produselor grase, este foarte important ca acestea să fie umezite înainte pentru a nu absorbi în exces produsul și a-l distribui inegal la nivelul tenului. Următorul pas, concealerul sau anticearcănul, este bine să fie în nuanța fondului de ten, fie ușor mai deschis. Eu prefer un ton 2 mai deschis. Despre aplicarea concealerului, eu recomand aplicarea acestuia pe linia cearcănelor și eventual în colțul extern pentru un plus de luminozitate. Voi folosi acum burețelul pentru blenduirea acestuia. Pentru ploapa superioară nu voi folosi un primer, voi folosi tot acest concealer. Îl aplic cu aplicatorul său, dar îl voi întinde cu o pensulă. Următorul pas, conturingul. Voi folosi o pensulă cu peri sintetici pe care am umezit-o în prealabil. O să aleg o nuanță medie și voi trasa fără să aplic multă presiune o linie pe pomete pe care o voi blendui cu ajutorul acestei pensule. Este un blender tot din păr sintetic. Important este când trasăm această linie pe pomete să nu mergem cu ea până în dreptul gurii, doar pe acest os și ne putem opri în zona mediană în dreptul pupilei. Pensulele pe care le folosim sunt produse sustenabile, sunt produse care au mânerul din lemn, amprenta de carbon este mai mică și sunt cruelty free. Aplicăm în continuare pe zona mandibulei. Un pic sub buza de jos, cu toate că Diana are buzele pline. Conturez nasul foarte discret. În cazul Dianei nu este nevoie de corectură. Pur și simplu prefer să dau volum și nasului, având în vedere că am conturat și restul porțiunilor feței. Din nou folosesc un blender sintetic, foarte mic. Am ajuns acum la aplicarea blush-ului. Eu prefer să folosesc astăzi un blush lichid. Din nou am umezit pensula. Nu am o pensulă mare, după cum puteți vedea. După ce am aplicat toate fardurile sub formă cremoasă, este timpul să aplicăm pudra. Este foarte important că atunci când aplicăm pudra să mai verificăm o dată cel puțin zona ochilor sau atunci unde avem, acolo unde avem riduri de expresie, pentru a nu se fi strâns produs care să arate inestetic după ce aplicăm pudra. Am două pensule, după cum puteți vedea. Una o voi folosi la nivelul tenului și aceasta mai mică la nivelul ochilor. Acum începem să machiem ochii. Eu recomand nuanțe naturale atunci când ne expunem în lumină naturală. Am ales să folosesc o nuanță naturală în culorile pământului.
o nuanță de maro. Eu încep întotdeauna cu zona de umbră, este o obișnuință de ale mele, vă recomand și vouă să faceți același lucru. Voi machia acum clapa inferioară, tot cu ajutorul unui blender, dar ceva mai mic. Pe clapa mobilă venim cu o nuanță medie, eu am să aleg un roz pudrat. Acum folosesc un blender în care am pus puțin produs, un blender destul de mare, pentru a face o trecere armonioasă a nuanțelor spre sprâncene pe zona arcadei. Pentru colțul intern al ochiului voi folosi un fard luminos. Eu o să aleg astăzi un fard mat pe zona rămasă nemachiată, deci în colțul intern, cu ochiul închis sau deschis, dacă vă machiați voi. Aceeași nuanță o voi folosi și pe arcadă, foarte sus, aproape de sprâncene. Eu voi merge ușor, doar cu vârful acestei pensule, sub sprânceană, pentru definire. Și am ajuns acum la multul eyeliner. Ei bine, nu o să folosim eyeliner. Ne vom folosi de un fard mai închis și o pensulă cu unghi, o pensulă plată, cum este aceasta. Folosind o nuanță ceva mai închisă, o să încep întâi cu această nuanță și dacă simt nevoia, unele accente le voi face cu cea mai închisă nuanță. Aplic foarte aproape de gene, de aceea și ridic puțin trăsătura. Atenție, ating ușor arcada sau sprânceana când fac asta, nu trag de piele riscând să o lezez. Voi merge pe toată suprafața pleoapei, foarte aproape de gene. Trasăm cu ajutorul acestei pensule în colțul extern apoi, pe direcția liniei pleoapei. După ce am trasat liniile de eyeliner cu ajutorul pensulei cu fardul prăfos, putem, pentru rezistență, să folosim un creion contur pentru ochi, cum este acesta. Practic urmărim linia deja creată și umplem suprafața deja colorată, fără să depășim. Dacă avem nevoie de puțină corectură în colțul extern al ochilor, putem folosi un fard deschis la culoare, un fard mat. Am ales acest fard cu subton cald, ușor gălbui, și voi merge sub linia deja trasată. Astăzi voi aplica gene false. Pentru a se blendui mai ușor și a fi puțin vizibile genele false, odată ce le aplicăm, voi face mai întâi un mic retuș, să spunem, folosind cea mai închisă culoare de pe paletă, fix la baza genelor. Cu puțin adeziv, voi ține ușor între vârfurile degetelor aceste gene discrete, nu aplic mult. E bine atunci când aplicăm adezivul pe bandă să avem în vedere ca extremitățile să aibă adeziv, pentru că acolo se dezlipesc prima oară în cazul în care nu este suficient produs aplicat pe ele. Așteptăm să se usuce bine adezivul, timp în care ne vom ocupa de conturarea sprâncenelor. Mie îmi place foarte mult acest pix. Poate imita cu ușurință firele de păr naturale. E important aici să urmărim linia naturală și direcția creșterii firelor de păr. Dacă aveți nevoie de un punct de sprijin, observați că eu folosesc foarte, foarte puțin degetul mic, să nu punem totuși mâna pe față. Pentru un plus de naturalețe, eu o să revin cu o pensulă pentru sprâncene și în partea de jos, unde am pus prima oară tușa, am să pieptăn pe direcția creșterii firelor de păr pentru a estompa aceste linii. O să folosim un produs de tip mascara pentru definirea sprâncenelor. O să revin foarte puțin pentru a colora această zonă.
cu creion, cu același creion pe care l-am folosit și mai devreme. Putem reveni cu aceeași pensulă pe care am folosit-o și mai devreme și chiar recomand să fixăm puțin acest creion. Și final touch-ul, mascara. Un alt truc pe care mie îmi place să-l folosesc atunci când am un machiaj unde nu am folosit negru pentru linia eyelinerului este să aplic un creion deschis și acesta este foarte bine să fie ascuțit. Odată aplicat acest creion pe semiconjunctivă, putem marca ușor și genele de pe ploapa inferioară. Suntem aproape de final touch, vom folosi puțin highlighter pentru a aplica o lumină caldă, diafană, pe partea superioară a pomeților. Vom alege o nuanță caldă și cu o pensulă, din nou descărcând puțin produsul, aplicăm pe partea superioară a pomeților. Și acum am ajuns la conturarea buzelor. Vom contura buzele cu un creion contur și vom aplica un ruj hidratant. Observați că am ales să conturez buzele ei pe linia naturală, nu am depășit niciun pic. Dacă simțim nevoia de volum în plus, atunci putem pe centrul buzelor, respectiv aici și aici, să depășim ușor, ușor, nu mult. Vom folosi o pensulă pentru ruj. Mai mult decât atât, aspectul lucios de pe buze va adăuga un plus de volum. Și ultimul lucru care este foarte important este să fixăm machiajul de la o distanță de minim 20 de centimetri, 30 aș recomanda eu, o să pulverizăm. Iată ce șeruiesc astăzi cu voi la rubrica noastră Tips and Tricks. 1. Cum alegem nuanța fondului de ten în funcție de anotimp? Ei bine, da, vara ne bronzăm cel mai mult pe ten și pe decolteu, iar gâtul rămâne mai deschis, astfel că ne alegem nuanța fondului de ten în funcție de decolteu, în timp ce iarna alegem nuanța fondului de ten în funcție de culoarea pielii de pe gât. Al doilea lucru, eyelinerul. Cum putem trasa un eyeliner corect? Ei bine, ne uităm drept în față, în oglindă atunci când facem asta și cel mai important, nu tragem de trăsătură așa. Pentru că altfel, atunci când vom elibera trăsătura, pielea se va relaxa și cel mai probabil linia va arăta diferit față de atunci când am trasat-o. Și al treilea lucru pe care îl șeruiesc astăzi cu voi este legat de rezistența machiajului. Dacă nu aveți un produs special pentru asta, puteți folosi oricând apă termală, atât la finalul machiajului, cât și pe durata zilei, pentru a împrospăta aspectul acestuia. Atenție, pulverizați de la o distanță destul de mare și nu mult, pentru a nu uda în exces machiajul. Cam asta a fost pentru astăzi. V-am arătat și sper că ați prins câteva trucuri cel puțin pentru cum să realizați un machiaj care să arate bine în lumină naturală și pe care puteți să-l purtați la un garden party sau la masa de Paște. Eu sunt Alexandra Radu și vă aștept și data viitoare la o nouă ediție din Beauty Buzz.